care e durerea cea mai mare? Îl cunosc foarte bine pe domnul vicepreședinte Bogdan Dăscălescu. Îi plac discuțiile personale. Nu accept lovituri date din spate și în public. Și o să-mi fie greu să-l conving pe Dăscălescu că, într-adevăr, liberalii, în frunte cu echipa care conduce, au intenții bune în ceea ce ne privește pe noi, ALDE, și putem merge acolo cu sufletul deschis, cu gândul că vom fi uniți, că vom lucra împreună, că vom lua rezultate bune și vom avea loc toți. Pentru că, hai să ne înțelegem, noi nu vrem o fuziune ca să pierdem ceea ce avem. Nu-mi doresc să iau mai mult la momentul ăsta, dar dacă nu păstrez ce am obținut cu un partid mic atunci, și frate, ce mi-ar trebui mie fuziunea? Că vă spun cu tot respectul care îl port, că indiferent pe ce partid candidăm noi în alegerile 2024, noi încă o dată vom fi a treia forță politică la nivelul județului și poate facem iar cărțile. Adică nu suntem în gară aruncați din avion și stăm cu mânuța întinsă când avem un drum. Noi avem un drum, dar cred că totuși printr-o unificare a dreptei și să fie înțeleasă această unificare. Că dacă rămânim tot așa împărțiți în găși-gășculițe, n-am făcut nimic. PNL-ul și PDL-ul s-au unificat teoretic acum vreo 8 ani. Practic, dacă nu se întâmplă o unificare, atunci de față. Nu, eu vă asigur că noi nu vom rămâne într-un partid unde e mai mult ceartă și gâlceavă decât seriozitate și muncă. Da, efectiv, după această fuziune, membrii ALDE vor trebui să depună adeziune la PNL sau nu, sunt conform, cooptați automat? Conform legii, am scos, am făcut o adresă, îmi pare rău că nu am, dar o am pe WhatsApp și o să vă dau, am făcut o adresă către autoritatea electorală și mi s-a răspuns că, având în vedere că în alta curte, printr-o decizie, a spus că dacă nu se specifică în protocolul de fuziune foarte clar, perioada de înregistrare cât durează, pot opta o parte din aleșul local să fie independenți. Dar dacă noi în protocolul de fuziune specificăm pe articol de lege că toți aleșii își păstrează atât obligațiile cât și drepturile și vechimea și alea, devin automat membrii de partid, nu trebuie să mai facă adeziuni. Da, poate domnul Dăscălescu spune, domnule, eu am candidat din partea ALDE, eu nu vreau să intru în PNL. Nu poate, că dacă se scrie cu atenție în protocol, devine automat. Dar nu cred că se pune problema, pentru că prin protocol domnul Dăscălescu va deveni cu o responsabilitate imensă. Devine liderul grupurilor consilieri județeni. Devine candidatul cu prima șansă la președinția Consiliului Județean. Cu prima șansă. Asta spuneți dumneavoastră? Scrie în protocol. Scrie în protocol. Cu prima șansă de a fi nominalizat. De a fi nominalizat. Dacă și cercetările sociologice îl poziționează acolo. Pentru că orice nominalizat, știți cum a fost între mine și Marco, nu? A fost 3 sondaje făcute. Vor fi niște cercetări sociologice făcute și dacă cercetările, dar are această șansă. Are șansa la viitorul de semnare a vicepreședintelui și prioritatea, el o are. Adică dacă în 2024 nu luăm președinția, dar noi PNL-ul putem face majoritatea, el este omul care va... Dar de ce dumnealui și nu liberal? Nu, pentru că așa am negociat că nu poți ca să aduci niște oameni care au o demnitate publică să-i arunci într-o zonă unde să nu mai aibă niciun drept, nu au obligații. Nu poți. Adică trebuie să le dai și o șansă să muncească, să afirme și să... Primarii noștri devin automat președinți organizații locale și cu drept de candidatură. Scrie foarte clar lucrurile unde astea. Are ALDE, unde are ALDE primar. Primar. Da, e da. Clar acolo, e cumva logic, fiindcă PNL-ul nu are primar. Haideți să încercăm un exercițiu de sinceritate. Dacă ar fi alegere acum, în 2024, că așa ar trebui să fie, dar mă rog, cu pandemia în 2020 sau un cu războiul, cu pandemia câteva luni, așa. Dar dacă vor fi la termen în 2024, chiar credeți că un liberal are șanse să o bată pe doamna Fedorovici? Eu mă gândesc numai că dacă se termină lucrările la drumul strategic... La momentul ăsta, domnul Bălășcău, cum este PNL-ul, e fără șansă. Și nu că fără șansă, v-am spus și repet, e o bătălie grea de dus în limitele onorabile. La momentul ăsta, e greu de dus. Dacă PNL-ul se unește și dacă creăm un plan... un proiect, un regulament, nu e ușor, dar se poate duce o bătălie cinstită și apropiată de victorie. Se poate duce o bătălie, dar este cu prima șansă, sincer. Ceea ce știu eu, că n-ar mai dori doamna președinte să mai candideze la un viitor mandat și atunci se deschide altfel jocurile politice în județ. Ceva de Parlament Am European? Am înțeles că și-ar dori un mandat de eurodeputat. Și atunci e altă deschidere, e alt om în teren, altă abordare, altă... Da, pe dumneavoastră nu vă bate așa un gând? Nu, am spus și știți că erau cercetări sociologice făcute, care le cunoaște toți colegii mei, inclusiv Dăscălescu, că dacă eu îmi puneam, mă punea locul 1 la Consiliul Județean pe listă, se dubla scor.
Și au încercat să mă convingă toți și am spus nu. Când am intrat în politică, am spus că vă susțin, dar nu candidez. Și nu candidez. Și vă spun că susțin oameni, eu sunt mulțumit consilier. Da, sunt consilierul primarul la mea, Eminescu, pot fi consilierul oricărui, mă mulțumesc până la pensie cu poziția de consilier. Mi-ajunge, am avut responsabilități destule, dar vreau să mai fiu și eu pe acolo, să mai dau un sfat, ca să nu devin nulitate. Știi cum e, dacă creierul nu-l folosești, Se atrofiază. Să nu devin nulitate. Totuși am copii și vreau să nu zic, uite, tata s-a îmbătrânit și s-a pierdut și demnitatea și... Dar n-aveți 50 de ani încă, nu? Acum fac, pe 12 august. Da, mulți înainte.